Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei, bună ziua, stimați cetățeni. Și la mulți ani, pentru că este prima întâlnire de după sărbători. Însă, din păcate, aceste sărbători nu au fost tocmai fericite pentru toate familiile din Republica Moldova. Sunt foarte multe familii care în aceste zile de sărbătoare nu s-au putut bucura, însă au deplâns faptul că au rămas fără soți, fără tați, cum e în cazul familiilor celor 7 cetățeni turci care au fost deportați. Sau cazul familiei Jomir. Sau multe, multe alte familii care au fost nedreptățite de justiția din Republica Moldova. Cum ar fi familia Eșanu sau familia Petic, care până astăzi sunt purtați prin judecăți și nu li se face dreptate. Dar cinismul conducerii și în special a președintelui Dodon, călătorul sau turistul, cum se mai spune în popor, fiind nu atât de mult într-o vizită în Turcia, nu doar că nu a insistat pe lângă guvernul Turciei ca acei cetățeni ai Turciei, dar care și-au stabilit și-au construit familie aici în Republica Moldova și-au trăit 10 de ani în Republica Moldova și-au contribuit la edificarea unui sistem, unei educații calitative pentru copiii noștri. Nu doar că nu a încercat să le facă dreptate și să le readucă înapoi în sânul familiilor, dar cu cinism a acceptat mulțumirea din partea lui Erdogan, a sultanului Erdogan, pentru deportarea acelor 7 cetățeni și distrugerea 7 familii. Probabil, Dodon mizează că în curând va trebui să facă reparații în președinție și va miza iarăși pe sultanul turc. Dar soarta familiilor și plânsitele copiilor și a soțiilor celor 7 cetățeni deportați mai puțin îl interesează pe președintele nostru călător. Dar astăzi a venit aici în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Pentru că și acolo se întâmplă, din păcate, lucruri mult prea grave. Iar conducerea de astăzi și președintele Dodon știe doar să meargă să-și facă fotografii acolo, la cetatea din Bender, împreună cu separatistul Krasnoselski, probabil încercând să preia acele scheme de contrabandă edificate de către Plahotniuc în parteneriat cu firma Șerif. Și mai puțin îl interesează soarta cetățenilor Republicii Moldova, cum este Alexandru Javitin și alți cetățeni ai Republicii Moldova care au de suferit de pe urma regimului separatist de la Tiraspol, care doar de drepturile omului nu interesează. Și colegii mei, doamna Doina German, va vorbi despre acel caz extraordinar de grav, când un cetățean al Republicii Moldova a fost practic răpit. Și nici până astăzi nu avem o reacție a autorităților de la Chișinău care ar apăra interesele, siguranța, demnitatea, libertatea cetățeanului Republicii Moldova, Alexandru Javitin. Domnul Oazu Nantoi va vorbi și el despre cazurile răsănătoare de încălcarea drepturilor omului. Multe dintre ele și-au găsit dreptatea într-un final la CEDO, însă Federația Rusă, din păcate, nu contribuie la soluționarea acestor cazuri și se eschivează de la răspunderea care îi revine, inclusiv în contextul hotărârilor unui for atât de important cum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Consiliul Europei. Colegii mei vor oferi mai multe detalii, iar eu nu pot decât să fac apel la președintele Dodon, la Guvernul Republicii Moldova, să se implice cu adevărat și să demonstreze că le pasă de soarta cetățenilor Republicii Moldova și nu doar de propria imagine, propriul PR și propriul buzunar. Vă salut și eu pe toți. La cele relatate de colegul meu Mihai, vă comunic că astăzi am avut o întrevedere cu reprezentanții Promolex cu referire la cazul cetățeanului Republicii Moldova, Alexandru Javitin, care fiind înrolat în structurile paramilitare din stânga Nistrului, în august 2015 a reușit să evadeze acuzând abuzuri grave și încălcări ale drepturilor sale.
În decembrie 2019, Alexandru Rjavitin a mers în vizită la familia sa să-și vadă părinții în satul Pervomaisk din regiunea Transnistreană, iar la data de 18 decembrie 2019, în jurul orei 8 seara, în condiții absolut neclare, a dispărut din propria locuință. Există informații că Alexandru a fost răpit de structurile administrației de la Tiraspol. Iar acum noi nu cunoaștem absolut nimic în ce condiții, unde și în genere dacă este în viață încă cetățeanul Republicii Moldova. Timpul trece, iar reprezentanții guvernului nu au ieșit cu nicio reacție oficială până acum, referitor la măsurile întreprinse. Ceea ce ne arată, de fapt, că guvernul nu este capabil să garanteze drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor săi. Lipsa de transparență totală pe marginea acestui caz este extrem de îngrijorătoare. Ori, în loc să își informeze cetățenii despre acțiunile concrete întreprinse, acest guvern tace mâlc. Astfel, noi venim cu un demers oficial către domnul Alexandru Flenchea, viceprim-ministru pentru reintegrare, să intervină de urgență și să întreprindă acțiunile necesare pentru a stabili, în primul rând, locul de aflare a lui Alexandru Rjavitin. Să-i asigure elementarul, un avocat, un medic, să înțelegem în ce condiții și unde se află cetățeanul țării noastre. Totodată, noi solicităm documentarea detaliată a acestui caz în particular, dar și a fenomenului de înrolare forțată a tinerilor în structurile din stânga Nistrului. De asemenea, venim cu un demers oficial către domnul Alexandru Stoianoglu, procuror general al Republicii Moldova, cu aceleași solicitări și să ni se comunice în regim de urgență dacă acest caz este în vizorul Procuraturii Generale și care sunt acțiunile întreprinse de ei până în prezent. Solicităm o întrevedere oficială cu reprezentanții misiunii OSCE în Moldova și așteptăm poziția lor oficială față de acest caz. Prima și, de fapt, ultima reacție referitor la acest caz cutremurător a viceprim-ministrului pentru reintegrare a fost pe pagina sa de Facebook pe data de 30 decembrie 2019, când ne informa că locuitorii Republicii Moldova sunt prioritatea zero a guvernului. Deci au trecut mai mult de 3 săptămâni de când un cetățean al Republicii Moldova a fost sechestrat. Deci despre care prioritate este vorba? Noi vom monitoriza cu strictețe acest caz și cerem autorităților responsabile să-și facă datoria, să garanteze drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului Republicii Moldova. În acest caz vorbim de Alexandru Rjavitin. Mersi. Bună ziua! În calitate de persoană care de mai mulți ani este implicată în problema conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova, eu vreau să atrag atenția la următorul moment. Ținând cont de așa zisul instrumentariu, și anume torturi, șantaj, intimidări, care sunt utilizate de structurile represive ale regimului din stânga Nistrului, să nu ne mire faptul dacă domnul Rjavitin o să apară în public peste ceva timp și o să declare în fața camerei de luat vederi că el nu dorește să aibă niciun contact cu structurile statului vecin. Ați înțeles despre ce este vorba. Este vorba de un regim
care aplică torturi, aplică șantaj, aplică intimidări pentru a strangula orice urme de opoziție în stânga Nistrului și, în cazul dat, trebuie să fim prudenți în ceea ce se va întâmpla cu domnul, inclusiv cu declarațiile, posibile declarații a domnului Rejavitin, din momentul când noi încercăm să atragem atenția și să pornim niște acțiuni concrete din partea guvernării în susținerea acestui cetățean. Totodată, vreau să vă atrag atenția la următorul moment. Republica Moldova a devenit membru Consiliului Europei la 13 iulie 1995 și la 24 iulie 1997 a ratificat Convenția Drepturilor Omului, Europeană a Drepturilor Omului. Și dacă vă uitați la toate deciziile CEDO în cazurile legate de violarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova în stânga Nistrului, puteți observa că în toate dosarele este condamnată nu numai Rusia, dar și Republica Moldova. Deci e că Republicii Moldova, în primul rând, îi revine responsabilitatea pentru asigurarea respectării necondiționate a drepturilor fundamentale ale omului în limitele frontierelor recunoscute de comunitatea internațională. Aceasta se referă și la cazul grupului Lașcu. Decizia a fost adoptată la 8 iulie 2004, precum și 9 ianuarie curent în cazul Ilie Cazac. Și eu vreau să vă atrag atenția la faptul că statul Republica Moldova s-a auto-înlăturat de la această problemă fundamentală și prioritară de asigurare respectării drepturilor fundamentale ale omului. Când ne uităm la această situație strigătoare la cer, în primul rând îți vine să consulți Constituția Republicii Moldova. Deci este evident că în Constituția Republicii Moldova sunt scrise lucruri frumoase. Republica Moldova este un stat de drept democratic în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. De cine sunt garantate? Când președintele Igor Dodon, la 3 noiembrie anului trecut, în cetatea Bender, împreună cu Krasnoselski, comemorează împreună Ziua Unității Naționale a Rusiei. Sigur că e ușor să apelez la scrisoarea a treia lui Eminescu, dar aici mai degrabă trebuie de aplicat codul penal. Și aici eu vreau să atrag atenția la faptul că președintele Republicii Moldova, cu ideile lui năstrușnice de federalizare, cu turismul lui politic la Moscova, unde își rezolvă problemele familiei lui și nicio problemă a cetățenilor Republicii Moldova. Deci acest comportament a președintelui Dodon este strigător la cer, el compromite însă și instituția președinției și rămâne deschisă întrebarea cui îi slujește acest Igor Dodon. Prin urmare, eu vreau să atrag atenția la faptul că, repet, trebuie să fim foarte prudenți în raport cu ceea ce se apară în stânga Nistrului în urma încercărilor noastre de a sensibiliza opinia publică. B. Noi nu divizăm cetățenii Republicii Moldova care suferă în urma nedreptăților din stânga Nistrului după criteriu etnic sau nu știu care alt criteriu. Deci criteriul cetățeniei este absolut, este prioritar. Noi trebuie să asigurăm, statul este obligat să asigure drepturile fundamentale ale cetățenilor. Și noi nu vom lăsa acest subiect, este nu acțiune politică. Noi vrem ca statul Republica Moldova să-și exercite obligațiunile în raport cu proprii cetățeni. Vă mulțumesc! Mulțumim!